Bună dimineața! Mare surpriză în dimineața aceasta la Brahma HD-ul pe albastru. Am venit să le aduc apă și tocmai ce am găsit, primul ou. Deci, primul ou de Brahma HD-ul albastru. L-am găsit în dimineața asta și urmează să facem să mai fac o familie de Rot Island astăzi, ce o să vă prezint în câteva momente. Deci avem primul ou de HD albastru. Găinușele, puicuțele au început să ouă. Lângă ele avem și bobatul cu lemonul, Isabelu și familia combinată acolo de Silva. Bun. No, hai să nu mă mai lungesc și să mă apuc să le pun apă și să formez și o familie de Rot Island, deoarece am foarte multe prin grădină. Și voi selecta 3 găini, cred, și un cocoș, care cred eu că sunt cele mai bune să le pun pentru reproducere. Bun, aici va fi casa familiei de Rot Island. N-am pus fân peste tot, deoarece nu-s păsări cu încălțătură să li se strice penele și așa mai departe. Am pus doar pe jumătate. Aici am un cocoș de Brahma Isabel cel nou pe care l-am cumpărat. Mi-i pus pe box aici separat. Și aici sunt găinușele de Isabel, cele care vă spuneam că nu sunt chiar în apele lor. Asta e mai ok. Deci asta e ok. Aceasta e mai supărată puțin, dar din câte am observat, încet încet începe să-și dea drumul. Deci aici am boxele cu păsările separate și aici va fi căsuța familiei de Rot Island. Bun. Dacă mă întrebați de ce am ouă, astea sunt niște ouă de plastic. Eu pun în toate cuibarele de la găini. Sunt niște ouă de plastic, le puteți cumpăra de la magazinele de jucării pentru copii sau de pe internet. Eu le pun ca să se învețe cu ouăle și să nu am probleme să le mănânce. Am la toate păsările puse. Am în cuibare. Da. Bun. Hai să ne apucăm de treabă. Nu mai stăm atâta pe gânduri și ne apucăm de treabă să aducem și găinile de Rot Island. Gata. Am ales găinile. Acestea sunt 4 găini și un cocoș. Sunt puțin speriate acum. Nu par în video, dar să știți că sunt destul de grele. Rot Island-ul e o rasă mixtă și de carne și de ouă. Ouă chiar foarte bine. Nu știu dacă o să mă credeți, dar efectiv mi-a oat o găină în mână. Și la propriu și la figurat. Deci când i-am făcut deparazitarea, ca să le bag pe boxe, deparazitarea internă și externă,
efectiv, una dintre puice mi-a luat în mână. Și sunt foarte, foarte bune ouătoare. Chiar nu știu cum s-au nimerit. Deci, m-am mirat și eu. N-am putut să filmez, că eram singur. Efectiv, n-avea cine să mă filmeze. Era ceva să pot... Să fi fost cineva lângă mine care să filmeze. Ele acum sunt un pic stresate. Fiind libere toate prin grădină. Acum ar vrea să iasă, să stă așa. Nu mai au cum. Neașteptat de grele. Găinile, sincer, au undeva la între 3 kg și 3 kg jumate, cu coșul sare de 4 kg, 100%. Undeva între 4 jumate, 5. Deci sunt chiar foarte grele, nu m-am așteptat. Ele fiind ținute doar în grădină, cu porumb, grâu și floarea soarelui ocazional. O să vă arăt că asta le-am pus și eu în hrănitoare. Deci porumb, grâu și floarea soarelui. Atât. Deci nu concentrate, nu absolut nimic. Deci nimic, nu le dau nimic. La astea chiar nu le dau. La brahme le mai dau, dar la rotis nu le-am dat. Le țin ca și orice alte păsări de curte, cum ține bunica mea. Deci nu le dau. Și sunt foarte, foarte mulțumit de ele. Nu sunt așa sensibile la boli, Deci e o rasă foarte bună pentru casă. Rotisland. Foarte, foarte bun. Sunt foarte mulțumit. Și de oat, și de carne, și mă repet, continuu, sunt chiar foarte, foarte mulțumit de ele. De asta am și ales aceste 4 găini care să le țin doar pentru reproducție. Celelalte, cele mai am prin curte, vor fi ouăle pentru consum. Însă ele vor rămâne și ouăle de la această familie le voi pune la incubat. Da. Asta e familia. Încerc să o bag în noua casă, să vedem cum se comportă. Hai să vedem dacă reușim. E speriate, nu au fost blânde ca și brahmele. Dacă au fost ținute în... Ele nu au fost ținute în captivitate, să zic așa, ele au fost libere tot timpul. Și sunt foarte frumoase. Foarte, foarte frumoase. Nu or să intre prea curând înăuntru, dar or să le placă. Eu zic că o să le placă cum le-am amenajat. Toate sunt tinere. Nu știu cocoșul, nu sunt sigur, dar puicile 100% tinere de anul trecut. Două dintre ele au scoase chiar de mine, că am scos și eu anul trecut, o scos și taică-mă. Două puice scoase de mine și au la picior acel șoricel, să zic așa, o fașetă. Ca să le deosebesc, le-am pus fașete ca să știu, pare că astea nu le inelez, nu. Deci le ținem doar pentru consumul propriu de ouă și carne. Uitați ce frumos. Ce nu se văd, că nu-i soare, ele sunt vișiniu închis. Când e soare, reflectă foarte, foarte fain fenele lor. Deci au un penaj de-a dreptul superb în razele soarelui, să zic așa. Sunt stresate, nu prea știu ce se întâmplă cu ele, de ce sunt arestate, de ce sunt închise. Noi scoate două serii de pui de la ele și după aceea cu siguranță le voi lăsa înapoi în semi-libertate prin grădină, dar... Oricum, vine primăvara, iar în grădină vom pune una alta.
Și atunci tot închise vârsta. Asta e familia. Asta am vrut să vă, să vă arăt azi. Și familia de Rhode Island. Sper să vă placă. Dacă vă place ceea ce fac, vă plac videoclipurile, o să urmeze surprize din nou. Tot am zis că nu mai cumpăr păsări, nu mai cumpăr, dar în continuare voi mări familiile. Aș vrea, dacă aș putea, să umplu toate boxele din nou cu păsări. Am avut ceva probleme de acoperiș și de asta e ud. Sper să fi reușit să rezolv problema. M-am urcat, am constatat despre ce e vorba și am reparat-o. Sper să și țină. Acoperișul fiind destul de coarnele, destul de subțiri, s-au arcuit un pic în timp și asta face ca pe finalul să fie un pic bărcuță și acolo stă apă. Deși am această tablă, deasupra tablei mai am și policarbonat. Nu. Dar el, făcând vălău, îmi stă apa acolo și o prins și mi-a intrat pe îmbinarea de la policarbonat. Am văzut unde e problema, sper să o fi rezolvat. Apa e de mult ce mi-ajunsese, de stătea deja pe tablă și de asta e umed. Am rezolvat problema și sper să fie în regulă acum. Le las în pace, sunt destul de stresate, le las să se acomodeze cu spațiu și bineînțeles o să mai revin cu videoclipuri de la aceste păsări și de la Brahme, bineînțeles. Dacă vă place ceea ce fac, dați un like, abonați-vă la canal. O să fie multe, multe, multe videoclipuri. Dacă știam în ăștia 10 ani de când cresc păsări, cu adevărat am avut foarte multe păsări, sute, mii de păsări, să fac YouTube, să zic așa, poate că acum era un canal destul de vizualizat. Dar nu m-am gândit la asta, nu. Iar acum am zis de ce nu. Să împărtășesc cu dumneavoastră pasiunea mea. Dacă vă place, dați un like. Mă ajută foarte, foarte mult să mă recomand YouTube-ul și să creștem încet, încet o comunitate pe YouTube destul de frumoasă. Să împărțim opinii. Abonați-vă la canal și până data viitoare, sănătate și Doamne ajută! O zi frumoasă să aveți!